Ha, un Bergodi, bagă-l pe Rondon. Să vedem cum omoară pe CFR. 99, Mario Rondon. Ăla-i, bă, băiatule, bă, Rondon! Ce v-am zis, Rondon? Părul de găină, băi, mi-am. Nu știu dacă se vede pe filmare. Bine ați venit pe canalul Fotbal ca pe vremuri. Astăzi suntem la Arad, nu joacă UTA, dar începem noul sezon cu un meci în forță, Supercupa României, CFR Cluj, șefii și Sfântul Gheorghe. Da, mai este cam 20 de minute până la meci. Atmosfera începe să devină, frumoasă aici în stadion. Și na, ce să zic, CFR favorită, șef și n-am mai văzut pe CFR de nu știu când, plus că pe unde i-a prins CFR-ul i-a cam bătut. Dar vom vedea, cred că ambele vor marca. Și țin cu șepci azi. Vedem. Rio! Rio! Ucea! Rio! 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 Cu partida contând pentru cucerirea Supercupei României. Astfel spunem bună seara și bun găsit tuturor iubitorilor fotbalului prezenți pe Arena Francis Maimon din Arad. Prima partidă pe plan național, cadrul căreia va fi implementat și arbitrajul video. Da, primul meci cu VAR din istoria României. Ăsta este Sepsi CFR, Supercupa României 2022. În camera VAR se află Ovidiu Hațegan, care e de aici din Arad. M-am pus aici lângă suporterul Sepsi, mi-am luat bilet aici pentru că am crezut că sunt mai gălăgios. Până acum lui CFR a făcut mai multă gălăgie, dar au început și cei lui Sepsi acum. Exact când se pune telefonul, gol pe unul incredibil, minutul 1, cred, 1-2. Frumos golul, sur la colțul scurt, a intrat în interior, frumos, 1-0 CFR-ul. Se verifică golul, probabil testează și ei sistemul ăsta VAR, că n-au ce să verifice. Cam de 2 minute îl tot verifică, gata, e gol. Surprinzător, la gol, 3 sferturi, ce 3 sferturi? Cred că mai bine a sărit. Deci, stadionul cu CFR. Nu cred că a fost așa de dură lovitura, dar CFR e pe un joc bun, pe un fond de joc bun și Sepsi vrea să întrerupe tactica în toată faza. Rondon, gaz metan și CFR a venit la șef și nu știam. Bun transfer, foarte bun, chiar avea șef și nevoie de un gol din ăsta. Excelent. Bă, așa, așa e
ce ocazie, incredibil, bă, așa ceva, incredibil. Se pregătește o coreografie acolo la tribuna a doua. Mafia fotbalului arădean. Nu cunosc indivizii, dar se pare că Ultra și Utei sunt acolo în peluză, în tribuna a doua și au luat bilete acolo. Matei proaspăt venind la Dinamo, mă bucur pentru că și-a găsit echipă. Era păcat să rămână aproape în Liga a doua. L-avem și pe Brown în dreapta, acolo la CFR de la Botoșani. S-au mișcat pe piața transferului, stau bine echipele de Liga 3. Karim e cu noi. Frumos. Posibil să fi fost offside. Matei, mă, a dat Matei gol, care a venit de la Dinamo. Se verifică golul, posibil să fie offside. Vedem acum. Să nu se grăbească, că avem VAR acum. A, e validat golul. 1-1 așadar. Ambele marchează, ce v-am zis. Da, pauză la Arad în Supercupa României. 1-1. Un meci slab până acum, prima repriză slabă. Dar meritat, cred că a egalat Șepșii. CFR-ul a lăsat-o mai moale după minutul 25 încolo. Și na, a ieșit GG-ul, cum am zis. Vedem. Sper să ia Șepșii Supercupa. Vedem dacă iasă. Ne auzim la final. Cam asta se întâmplă în pauza unui meci. Țigări, cozi la sucuri. Ce seamănă băiatul care se servește cu dulca. Incredibil. Slăbuț azi. Ca un Bergodi, bagă-l pe Rondon. Să vedem cum omoară pe CFR. Bagă-l, nu mai aștepta. Mario Rondon. Hai tati, că l-a băgat pe Rondon. Mai sunt 15 minute, hai să vedem. Hai cu lui, cu tati. E gol, s-a văzut clar, nu e offside nici la primul, nici la al doilea. Petrescu e nebunit.
Schimbare în formație de la numărul 11, Claudiu Petrila și intră cu numărul 15. 75, Mihai Gâdea. Înscrie numărul 99. Mario! 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 Cine mă vede că mă bucur pe aici, că aici în spatele meu sunt mai suporteri de CFR-ului, zice că sunt de la Șepți. 4 minute de prelungire avem. Cea de-a doua repriză se prelungește cu cel puțin 4 minute. Roșu direct! E gata, tati! Situația pe tabela de scor, iar Mario Rondon este cel care decetuiește soarta acestei partide și... Mergem aici la mijloc să primim cadru bun. Îmi ridică super cupa. Hai să vedem care-i treaba aici. Vergodi foarte iubit la Șepși. Un italiano vero. Stoichiță huidui la scenă deschisă, el arat. Da, spremiați arbitri acum, felicitări, o partidă excelentă condusă de ei. Cojocaru Adrian, arbitru la centru, nu a intervenit VAR-ul peste nicio decizie de a lui Cojocaru în această seară. Ovidiu Hațegan, standing ovation. Asta a fost meciul de azi. Nu uitați să vă abonați la canalul Fotbal ca pe vremuri, pentru că sunteți mulți care vă uitați și nu sunteți abonați. Și până la următorul meci, țineți aproape. Ne auzim!